Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Brașovul tău. Vă mulțumesc că priviți în acest moment această emisiune a noastră. Un fel de revenire în spațiu public de vreo lună de zile cu forțe proaspete și cu, să zic, cu mai multă aplecare și cu înțelepciune asupra vieții publice și vieții politice de la noi, vieții culturale, vieții Brașovului în general. Cred că m-am mai înțelepțit și eu și ați văzut acest lucru, așa că nu mai reproșați cei care nu sunteți de acord cu faza asta mai moale a mea, că și vremurile au devenit un pic mai înțelepte și atunci va trebui să fim și noi la fel ca vremurile. Asta este nou format în care ne desfășurăm emisiunea, cam 1-1, de regulă un invitat și moderatorul, uneori putem și 2 sau 3 invitați și într-un spațiu mai larg și mai amplu. Formatul de astăzi este un invitat și îmi face deosebită plăcere să-l anunț în această ediție pe domnul Dragoș David. Bine ați venit! Bine m-am găsit! Domnul Dragoș David, om vechi cu state grele în politică și în administrație, într-un fel. Pe cât de vechi, pe atât de nou. Pe atât de vechi, pentru că se rebranduiește, se reînnoiește, adică este omul care nu stă, a plecat doar și rămas anchilozat într-o anumită poziție, nu neapărat politică, poziție ca viziune, mă refer. Deci domnul Dragoș David este director general Agenției Metropolitane Brașov și vom vorbi despre ce înseamnă această agenție și ce perspective europene, dar și românești are ea și mai ales aici în inima României, la Brașov. Vom vorbi și puțină politică, pentru că domnul Dragoș David este de vreo 25 de ani membru al unui partid politic, PDL, vărsat PD, în PNL, PDL, vărsat în PNL. Deci a trecut prin toate aceste etape, dar consecvent, cred că sunteți așa ca structură, deși e cam greu de definit în România, liberal, așa ca și concepție personală sau mai de centru? Centru-dreapta. Centru-dreapta. Bun, e bine, e bine. Așa, deci domnul David, cu ce vreți să începem? Cu partea de analiză politică la zi, la rece și, mă rog, la cald? Sau cu Agenția Metropolitană? Că mie mi-e tot una din punctul ăsta de vedere. Mie e mai dragă partea de dezvoltare. Partea de dezvoltare, bun. Aici este și expertiza dumneavoastră pe care aș vrea să o traducem, dacă vreți, în limbaj comunicațional pe înțelesul tuturor. Deci există această agenție de dezvoltare metropolitană, da? Brașov, înființată în anul 2005 printr-o asociere între localitățile din jurul Brașov. Adică municipiul Brașov și avem Săcele, Predeal, Cristian, Comorom, Ghimbaf, Cotlea, deci așa a început. Acum s-a mai lărgit și mai era zona de Săcele, Târlungeni. Bun, oamenii văd doar niște marcaje rutiere în care spune, nu neapărat rutiere, marcaje urbane, să spun așa, delimitează. Deci, viziunea metropolitană, deci o metropolă, un mare oraș care are o istorie, care are o dezvoltare și care are o dinamică, centru, da? În jurul lui gravitează metropolitan, ca să spun așa, deci gravitează în jurul unei metropole niște localități cu aceleași ambiții de dezvoltare, nu? Bănuiesc sigur, eu, sau poate mai aici corect mai... ar fi să nu mai apară această confuzie cu marile metropole din întreaga lume, să spunem un pol urban, un pol de creștere urban, da? Deci o zonă care de-abia se formează, pentru că trebuie să o definim ca atare, încă nu suntem o metropolă, nici București nu putem spune că e o metropolă. A, metropolă în sensul ăla, nici grecesc, nici, exact, nici modern. Și atunci, bun, sigur, e definită ca și zonă metropolitană, ca și dezvoltare. Deci, până la urmă, trebuie să vedem cum dezvoltăm întreaga zonă, indiferent care ar fi ea, astfel încât lucrurile să fie echilibrate din perspectiva infrastructurii, din perspectiva socială, educațională și sănătate, din perspectiva mediului, nu că sunt cele 3, să spun așa, cercuri care se tem întrepătrund și, bineînțeles, din dezvoltare economică, astfel încât să avem o dezvoltare durabilă, o dezvoltare echilibrată la nivelul țării Bârsei. Mie așa îmi place să spun, pentru că zona metropolitană se suprapune, mai puțin lipsește zona Bran din vechea care țară. Care nu e în țara Bârsei sau era? Era când a fost, la, când a fost. Da, era la Graniț. Bine, țara Bârsei se duce și pe județul vecin până la urmă sau pe județele vecine un pic. Un pic. Ca istorie. Da, în mare parte dar acoperim aici istoric să bun. Țara Bârsei. Acum, cum să zic, Brașov a avut din acest punct de vedere și o istorie bogată și negustorie și meșteșuguri și industrie și mai departe. Deci a beneficiat, cum să spun, din plin de roadele unui centrism, să spun așa, datorită poziției sale geografice. Brașovul ca municipalitate, ca oraș. În jurul lui sunt și orășele
Coste târguri și comune. Deci există și mediul rural și mediul urban cam în același pachet. Diferențele pe plan mondial între urban și rural s-au mai diminuat chiar și în România. Nu mai e satul la tradițional ancestral, deși mie îmi pare rău că nu mai e. Sigur, nu cu privata în curte, dar credeți-mă că mi-e dor uneori de satul ăla sănătos și autentic, da? Nu cred că e afectat de... Să privim în perspectiva dinamicii timpurilor, nu? Că așa nici la noi unde mai avem zona rurală, pardon, nu mai vedem ce se întâmpla în zona rurală acum 2000 de ani. Am înțeles. Lucrurile au o dinamică. Numai cu torul Timpul trece, sigur, și se așează până la urmă. Eu spun că omul nu se schimbă niciodată, rămânem așa cum ne-a lăsat Dumnezeu, doar știința ne-a făcut să evoluăm și să apară tot felul de lucruri, nu? Care oamenii și ne-au dat instrumente ca să ne putem dezvolta din perspectivă. Bun, eu am să ies din zona asta istorico-filozofică, pentru că e altceva. Sigur că mi-e dor și mie să rămână parte sălbatică, dar sălbatică în sensul bun al cuvântului, nu în care vine ursul, sănătoasă și bine conservată, dar asta e altă discuție. Deci viziunea dumneavoastră metropolitană asupra acestei zone pe care o păstoriți este una de integratoare, să spun așa, nu? De dezvoltare durabilă în, cum să zic, în consonanță, în ambientul european și național dezvoltat. Adică, totuși, vrem mai binele, da? Știți, vrem mai binele și social și cultural. O deviză foarte frumoasă. Unitate în diversitate. Am înțeles. Asta trebuie să facem și noi, de să fim uniți din perspectiva administrativă, în diversitatea și dragostea față de locul natal, dacă vreți, pentru că sunt mulți care sunt locuitori al Comunei Cristiane, Comunei Prejper, nu? Și nu uită niciodată, avem dragostea Absolut. Asta de locul natal și, bun, dar trebuie să avem și o unitate în gândire și în dezvoltare pe toate aceste comunități din jurul municipiului Brașov, până la urmă e municipiul reședință de județ și... Dar este susținătorul, nu? Motorul, am înțeles că are siguranță, radiant. 90% sau cât are, sau nu, nu e așa, păi, parțială, nu. Nu, putem nu. Să vorbim de... Contribuție în funcție de, probabil, de... Dacă vorbim un produs intern brut la nivelul cât dă, Brașovul? Județului Brașov este peste 60%. Municipiu. Iar având în vedere că și lângă municipiul Brașov au dezvoltat entități sigur. Deci, urbane zona metropolitană cu industrie. La 87% din produsul intern brut la nivelul județului. Aici e greu. Asta e centru. Dar ce faceți concret? Adică cu ce vă ocupați dumneavoastră ca să-i fie mai bine omului de la Cristian, de la Codlea sau de la Zărnești? Azi, mâine și, mă rog, poimine. În primul rând, planificăm strategic. Deci noi ne ducem de la ce se întâmplă mâine până la ce se întâmplă peste următorii 20 de ani. Nu vă implicați în administrație, adică nu stabiliți câte drept, toalete, câte străzi, câte nu. Aici e strategii. Atributul fiecărei administrații publice. Nu există o legislație care să spună cineva să coordoneze la nivel metropolitan. Nu, noi doar planificăm, discutăm cu administrațiile și de acolo luăm nevoile comunității până la urmă și le integrăm toate cele 18 localități care sunt membre astăzi în zona metropolitană, astfel încât să fie atât dezvoltarea socială, cât și dezvoltarea economică, cât și zona de mediu, da? Deci mediu înconjurător. Adică sprijiniți, asta e una, financiar vorbind, proiecte culturale, sociale și mai departe. Asta e partea care se vede și se simte. Deci, pe lângă planificarea strategică, unde am început acum câțiva ani... Analiză și, viziune, da? Am uitat, de exemplu, între Cristian și Brașov, dau un exemplu, să nu apară la Cristian zonă industrială și la Brașov zonă rezidențială, da? Pentru că apareau probleme, se ciocneau, veneau poluatorii dintr-o parte și din această lume. Bun, da? Deci foarte important. Am definit cât de foarte cât important. Zonele astea, urmând ca, spun eu, în maxim un an jumate să avem un plan de amenajare teritorială la nivelul zonei metropolitane. În care deci să aveți fie o viziune integrată pe toate per total. Exact. Nu pe județ, dar pe agenția metropolitană. Pe metropolitană. Adică nu poți să pui fabrica acolo la căpătâiul obiectului. Care își renoiește pugurile sau își actualizează pugurile astăzi în zona deci metropolitană. Deci vă implicați, acum înțeleg exact. Da. Ține cont de toate aceste lucruri. Mai departe, sigur, ne uităm de nevoile comunității din perspectiva socială, am zis, și aici vorbim de educație, da, și vedem... Bun, educație înseamnă chiar și școli, nu? Da, începând adică de la școlile primare, educație la, în sensul teoretic. La, nu, universitară școli. Și chiar post-universitară, da, pentru că există acest flux, nu? Deci vin oameni din... Bun, și dați directive sau stabiliți sau sunteți consultați? De comun acord, noi nu dăm nicio de comun directive. Acord, am înțeles. De acord cu fiecare deci, instituție. Aici trebuie să mai fie o școală pentru că avem așa populație școlară, da? Da, sigur. Și naveta e de acolo până acolo. Bun. Sigur.
Asta pe partea discutăm școlară. Cu fiecare administrație, cu fiecare. Și să avem mai multe propuneri, iar administrația hotărăște. Rezultate că sunteți din 2005, deci putem să ziceți concret aia, 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 aia. 2009 sunt 2009. Directorul general, pe care am întors din Parlamentul European. Sigur, deci toate proiectele europene care le vedeți la, implementate la nivelul zonei metropolitane au în spate și munca noastră de planificare strategică. Și, bineînțeles, tot ceea ce vedem ca și măsuri la nivelul administrației publice în localități, de asemenea, putem spune că avem și noi un mic aport. Am înțeles. Partea socială, partea de sănătate publică, partea de... Sigur, face parte toate. Din zona aceasta de planificare strategică și chiar pe viziunea pe următorii 25 de ani au o importanță deosebită și aici mă refer la atât la infrastructură și vreau de educație, da? Deci avem nevoie în zona metropolitană, cu atât mai mult în municipiul Brașov, pe lângă faptul că renovăm infrastructura educațională, să o și multiplicăm. Brașovul e într-o perioadă de expansiune, vedem foarte mulți cetățeni din alte județe din România care se localizează în Brașov, vedem există blocuri, nu care, exact. Și dezvoltare imobiliară, da, dar și atractivitate și cu locuri de muncă destul de apropiate, să zicem, de standardele mai înalte. Corect. Și atunci avem nevoie de la creșe, grădinițe și unități de învățământ, pentru că în aceste unități de învățământ din municipiul Brașov încă se învață în două schimburi, nu știu dacă se mai învață și în trei, dar în două schimburi, sigur, adică copiii deci care din dimineață încă nu acoperă. Nu acoperă infrastructura, nu acoperă numărul de elevi. Nu. Cu siguranță, nu? Iar toată această dinamică e în creștere și ceea ce ne bucură să avem o comunitate din ce în ce mai puternică la Brașov, dar și din partea de sănătate, să zic așa, avem nevoie, vedeți că sunt destul de multe investiții în zona de reabilitări ale structurilor de sănătate, dar avem nevoie și de noi structuri, să spun așa, păi, da, hai să zicem pe nume. Noi structuri, bun, vorbim spital așa. Păi, regional, asta zic, spital regional, am înțeles și altă viziune din partea altor voci și spital universitar. Am mai văzut la București formatul de spital metropolitan. Sigur, putem nu știu acum de care spital, dar important este să fie spital bine dotat și cu destul de multe aparatură și cu medici pentru pacient bun, până la urmă. Corect, asta zic. Aici intrăm într-o discuție tehnică pe care nici o n-o stăpânesc, nu, care spune care e diferența între metropolitan, universitar sau regional. Problema se pune în aprobarea Ministerului de... Exact. Că ține de fonduri, pentru că dacă zici metropolitan, probabil beneficiezi de mai multe fonduri corect. Europene, din, zic eu. Acum... Eu cred că ar trebui să mergem toată lumea fuge, să spun, de anumite afirmații. Nu, putem să ne uităm și în zona parteneriatului public-privat. Da? De acord, mie deci îmi place nu, chestia asta. Cred că trebuie să ne ascundem și să nu vedem. Nu există țări în lumea asta care au deja acest exercițiu al parteneriatului în domeniul sănătății. Și investitori internaționali care vor în România să oamenii care sunt da. Asigurați vor băga neapărat mâna în buzunar. Păi nu, ele intră în acest pachet de asigurări și oamenii vor avea doar condiții mai bune. Nu trebuie să ne dacă un privat vine, înseamnă că și băgăm. Sigur, există și varianta în care oamenii consideră că trebuie să meargă la un spital privat unde să-și plătească. Bine, există și astăzi, o avem. Brașovul nu stă la capitolul ăsta. Credeți-mă, costurile sunt mult mai mari și nivelul, din păcate, de bani din pușculiță de la fiecare e mic. Pensiile sunt cum sunt, salariile sunt cum sunt și puțin privați care... medical care ar trebui să fie foarte bun în oricare dintre instituții, fie publice, fie private, da? Până la urmă, dacă ne uităm în lumea dezvoltată și în lumea spre care tindem, nu, în vestul Europei sau în Statele Unite, o să vedeți că diferențele apar până la urmă din modul de cazare, din modul de abordare, dar acolo sunt, deci dau un ban în plus ca să stau mai bine, să stau singur în cameră, sau am și televizor, să am și... Deci aici apar diferențele, să spun așa, de preț, dar actul medical în sine nu ar trebui să difere în niciuna dintre știți instituții. Ce? Noi vorbim și vorbim frumos și cu știință, să spun așa, dar omul care se uită zice așa, mă, n-am loc, e înghesuială mare într-un spital. Mă duc la urgență, mă ia durerea de cap până ajung să... așa. Eu nu blamez în niciun fel corpul medical, face ce poate și cât poate. Și cea mai gravă chestiune este că mă duc în spital cu o boală sau o boală mai puțin gravă și vin de acolo cu tot felul de bacil, cu tot felul de infecții care sunt mortale. Cunosc foarte multe cazuri de îmbolnăviri și de mortalități din această situație. Asta ar fi o chestiune. Cealaltă, sigur, ține de cum să zic, Brașov este sub capacitate, adică infrastructura de tip spitalicest este sub capacitate, sub nevoile populației. Și vorbind, sau încerc să vorbesc pe limba fiecăruia,
Sunt multe lucruri care trebuie să făcute în sistemul de sănătate, de la prevenție, dacă absolut, dorim, sigur, da, că deci da. Pentru a diminua, să spun așa, că nu e o bucurie pentru nimeni să ajungă în spital, să fim serioși. Și da, sunt cazuri inevitabile, n-ai ce faci. Bun, sigur, Doamne ferește, nu pot acum, că nu trebuie să nu avem. Le avem. Și al doilea lucru care trebuie să monitorizăm mult mai mult pe cei care au boli profesionale sau boli cronice, da? Pentru că ei sunt cei mai predispuși și sunt două fundamente, dacă vreți, destul de clare în lumea europeană, nu? În care se, trebuie să ajungem cam ne scapă, să știți, nu există. Eu mi-aduc aminte, nu știu dacă dumneavoastră vă amintiți, discuțiile care au fost în jurul Codlei, în jurul orașului Codlea, cu privire la un poluator foarte agresiv, și avem și municipiul Brașov poluator agresiv. Nu-i dau eu acum, că trebuie să-l am pe cel de la mediu. Trebuie să ne gândim foarte clar că au fost foarte mulți dintre brașoveni care au lucrat în uzinele brașovene, turnătorii, în zona de forje, nu, în zonele în chimie. În chimie, cu siguranță. Și industria de apărare chiar. Toate aceste lucruri au făcut ca oamenii să aibă boli profesionale, ei sunt încă în viață, ei trebuie tratați și trebuie să aibă o monitorizare mult mai... Păi și există o statistică, o monitorizare? Păi în nu, asta zic, deci trebuie gândit totuși undeva să începem, foarte sănătos. Bun, știți, corect. Bine că s-au închis. Dar cine ar trebui să ocupe de asta? Ministerul Sănătății. Ministerul Sănătății, sigur, trebuie să dea politică la nivel național. Eu mi-aș dori să descentralizăm cât mai... Foarte, foarte frumos subiect ați deschis. Așa ar trebui gândit. Da, deci ar trebui, bun, eu sunt adeptul descentralizării, să avem, dacă vreți, decizia cât mai aproape adică de comunitate. De ce domnule pensionari ăștia sunt tot bolnavi, păi, da? Sigur, probabil că și datorită condițiilor... A existat, dacă vă aminte, pe vremea premierului Boc, când s-au închis destul de multe spitale la nivelul României, și aici era o statistică foarte clară unde doctorii își atrăgeau clienți ca să nu le închidă spitalul, deci îl chema pe Nea Gheorghe și pe Nea Vasile ca să-l aibă internat, micul 3 interes, zile sau da. 7 zile ca să nu închidă spitalul. Nici așa nu putem să, adică, ne aruncăm cu banii așa. Da, era parcă, mi-aduc aminte, tot așa unul micuț ministru al sănătății în perioada aia, parcă, și care nu, cum să zic, nu... Nu știu, acum eu nu mai vreau să critic persoane, dar într-adevăr o viziune de acest tip asupra actului medical, bazat pe cercetare, statistică și tot, și pe prevenție. Sigur. Și un tratament și adecvat. Și nevoile oamenilor, nevoile că oamenilor. Poate generația asta care a lucrat înainte de 89, nu devine din ce în ce mai mică, să spun așa, pentru că oamenii mai și mor, asta e din și, păcate, unii mai repede, alții mai târziu. Lucruri, da. Dar trebuie să avem și perspectiva asta și să gândim pe perspectiva următorilor 10, 20, 30, 50 de ani ce se întâmplă cu generațiile care ajung la nivelul de adulți. Se bolnăvesc de cei care stau cu ochii în calculator și o să se clipească mai des. Bine, acum alte vremuri, alte boli. Nu trebuie să avem grijă de toată corect. Lumea. Știți ce mi-a scăpat mie în timp ce vorbeam așa frumos despre învățământ și nevoile sale metropolitane sau urbane sau rurale? Un lucru pe care eu l-am salutat și probabil că îi se datorează chiar primarului actual, cu care n-am eu o relație prea cordială, dar nu contează, avem o relație critică, să spun așa, sănătoasă. Faptul că la Brașov s-au înființat niște școli profesionale pe meserii, asta este de admirat, este că se păstrează inclusiv tradiția noastră în zona asta, cu meserii complicate și care și-au cam pierdut prin lipsă de practică, și-au cam pierdut sensul. Și din acest punct de vedere, Brașov are cum să zic, și posibilitatea instruirii de acest tip. Și ne-a scăpat și am vrut doar să nu ca să-l lau pe domn primar, dar ca să o spun. Face parte atât din istoria pe termen scurt, nu, a Brașovului, dar și din viziunea din ce de ce mai scurt. Dezvoltare, pentru că sunt destul de mulți investitori, atât români cât și străini, care vin și au nevoie de această de forță de muncă specializată. Absolut, absolut. Și sănătos și pregătești. Pentru absolvent. Eu mă gândeam în ultimele luni și sincer vă spun, Doamne ferește să apuce românii de lucru. Pentru că speriem Europa. De ce? Stați. Păi nu, în ideea în care orice român care pleacă afară, și avem câteva milioane, unii zic 2, alții zic 7, nu știu cât sunt, că nu avem o statistică foarte clară, dar fiecare român care se duce acolo și îi spune cineva ce are de făcut, oamenii sunt super mulțumiți. Ei las deoparte pe cei care fac prostii, da? Dar românul e un om muncitor, atenție. Și oriunde se duce în afară, până la urmă, de ce nu ne critică nimeni din perspectiva asta? Și vedeți Marea Britanie care vrea să iasă din... Sunt etichete lăsate, puse intenționat. Da, dar nu pe omul simplu care muncește sau specialistul care muncește, pentru că găsim români din zona de... Dar nu reziști, asta e una, condiția este să fii bun și românul când vrea e bun.
Păi nu e nici aici, numai că aici acasă nu există aceeași mentalitate și același know-how, da, pe care să-l la unele firme, să zic, Doamne ferește, când va veni vremea când românii să-și vadă... Dar de ce, Doamne ferește? Doamne ajută! Păi nu, Doamne ferește pentru cei de afară, că da, atunci o să crească, și adică, o să devenim foarte puternici. Din punctul era ăsta de scaunul pe care sunteți dumneavoastră acum, sau nu știu, prin telefon, cred, fostul premier Victor Ponta și vorbeam despre perspectiva aniversării centenarului, asta era când era domnia sa premier, și zicea, domnule, știți, eu vreau să fac autostrăzile toate pe România, să facem România mare, să o reunim prin, mă rog, România în centenară, să unim infrastructura, să unim autostrăzile, Moldova cu Bucureștiul, Transilvania și așa mai departe. Ei, haideți să unim România prin vocația de muncă, printr-o, cum să zic, o aplicare și o aplicare sănătoasă a experienței noastre, că n-am fost chiar așa niște unii care n-am muncit. Chiar dacă s-a bârfit că în comunism nu, era... Nu am spus asta, i-a spus în ideea în care s-a spus să fie pus la lucru, da? Deci să avem... Puși și motivați. Uitați-vă la românii care muncesc în multinaționale, care își fac treaba. Asta, asta sunt și bine plătiți. Mult mai bine plătiți. Sigur, există și acest aspect al... Dar mulți privați plătesc, să știți, și privați români plătesc în condițiile în care... Cu siguranță. Deci, mai e pe cine plătit, pentru că au plecat foarte mulți specialiști buni afară. Competiția asta între administrația publică și zona privată, nu, care a mărit foarte mult stacheta. Da, n-ai ce face. Atunci lumea s-a aliniat, n-au avut încotro. Ce cât are? Administrația publică are 2200 minim pe economie, ăla e obligat și la mine la privat, dar un om fără 1000 de euro, cam greu să-l ții. Și să-ți fac o muncă... Da, și aici trebuie să gândim noi, bun, să-ți fac o muncă de 1000 de euro și aici vorbim și de productivitatea muncii, nu? Da. E un termen care pare poate abstract, dar... Cum să fie abstract? Păi nu, dar trebuie să producem... Și se vede, banii, clar, ca la roșii. De... Ca să iau eu 1000 de euro, da, să-i mai dai și statului 1000 de euro, că ai, acolo, că și să mai câștige și patronul, nu? Deci tu trebuie să produci undeva la 3000 de euro. Da? Vorbim așa, 2500, 3000, 2100, oricât am pune și am adunat ca să câștige să fie toată lumea. Eu am făcut odată un calcul, să știți că toată lumea zice, domnule, nu sunt bani, nu sunt resurse. Eu am făcut odată un calcul aplicat cu meseriași și pe PIB și pe resurse, pe posibilități. Să știți că România poate permite să plătească salarii mari și să se dezvolte mult mai rapid decât o face în momentul de față, fără că nu este constrângere europeană. Nu zice nimeni, nici vorba. Asta este o lașitate a unor politicieni care... Și spun așa, și de asta că fac legătura cu toate domeniile care... România are trei priorități azi. Da. Prioritatea zero, educație. Corect, prioritatea corect. Zero, educație. Prioritatea zero, educație. Deci dacă nu avem patroni, antreprenori educați, dacă nu avem oameni ai muncii educați, dacă nu avem politicieni educați, da? Nu o să ieșim niciodată din marasmul acesta în care oameni care în orice domeniu de care am vorbit vin și să fac că muncesc în domeniul lor. Da? Și nu au productivitatea aceea de care avem nevoie. Iar baza oricărei munci e educație. Eu trebuie să mă pregătesc să fiu strungar, trebuie să mă pregătesc să fiu avocat, să fiu doctor. Da, acum eu am bucuria să discut cu un partener de emisiune școlit și cu înțelegerea lucrurilor. Nu, chiar pe bune. Și chiar îmi place să vorbesc așa când am și cu cine. Noi vorbim de școli, de școală, da? Școala comunistă, eu zic că totuși a dat și cultură, a dat și meserie. Cu tarele ei, cu partea șchioapă de ideologie și mai departe. Cred că amândoi suntem un produs al școlii românești din perioada aceea. Cred că amândoi suntem. Amândoi și suntem, nu ne absolut, rușine, da. Și cred că ne batem cu oricine, da? De oriunde de pe pământ. Și nu știu dacă ieșim pe primul loc, dar pe locurile 2-3 vedem că ieșim întotdeauna. Ei, și merg mai departe. După decembrie 89, deci după Revoluție, după cei 30 de ani care, iată, îi aniversăm mâine, poi mâine, nu știu cum îi aniversăm și cu ce bilanț, școala românească a stagnat. Deci, pe de o parte, s-au format oameni la școli dubioase, mă refer la zona universitară în care s-a dat diplomă oricui și oricum, nu discut de învățământul primar și mediu și mai departe, absenteiți de la zona școlară, n-au mai fost toți elevii prezenți în școli, deci a rămas populație cu analfabetism, pe meserii s-au cam dezvoltat, au cam pierit școlile de meserii, iată, de aia salutam ce s-a întâmplat la Brașov, și atunci vorbim de faptul că învățământul românesc și educația, cum spuneam, prioritatea 000, nu se poate face decât cu o viziune a Ministerului Educației. Eu nu mai mi-aduc aminte de la Spiru Haret de o asemenea viziune puternică pe,
și de la Mircea Maliță, ca să povestim așa de doi titani, Mircea Maliță în perioada comunistă și Spiru Haret în perioada... Muzeală, eu vă întreb un lucru. Credeți că ar fi rău să descentralizăm zona asta educațională? Cum adică să o descentralizăm? Adică eu să-mi iau decizia la nivelul județului Brașov ce-mi trebuie să pregătesc eu, să las școala primară pe o zonă națională în care să dea o curiculă națională, dar destul de flexibilă, da, pentru cei care o fac, dar ce am nevoie de la clasele a 9-a până la zona universitară să-mi adaptez pe sistemul meu, uitându-mă, bineînțeles, atât în județul Brașov. Și corelare cu interesul național, că n-ai de unde să știi. Nu, eu mă corelez, pentru că piața muncii nu e numai la mine la Brașov. Dar nu aici e problema. Problema nu cred că este, nu, dar nu cred că problema este dacă ia primăriei, a Consiliului Județean sau ministerului sau curiculă. Curicul. Ceea ce dă educația pe lume, ceea ce spune profesorului. Păi profesorul spune, dar știți ce s-a întâmplat cu manuale alternative, cu sigur, transformări? Am încercat în 30 de ani, cred că tot ce se putea încerca pe pământul ăsta. Nu știu dacă am ratat ceva în domeniul. În loc să avem învățământ sănătos, oameni să-i formăm moral în primul rând. S-a schimbat lumea în ziua de azi. Vedem sistemul și metoda finlandeză. Nu știu dacă e cea mai bună. Toată lumea o laudă. Bun, în care copilul e mult mai liber, poate să facă ce vrea, vezi mai ușor abilitățile. Cu siguranță, poate una dintre soluții. Nu știu dacă se adaptează foarte bine și pe psihologia românului, da? În care să putem face lucrul ăsta. Dar vedem, trebuie să găsim soluții astfel încât oamenii să fie educați, că asta ne interesează. Bun, dar educația... Deci, nu cred că ne mai trebuie până la urmă să avem oameni cu cultură generală extraordinară. Da, da? Specializați, vorbim de profesioniști, unii să specializeze în domenii. Pe IT. De acord, da? De acord. Și în IT vin și zic pe zona medicală, pe zona auto, pe zona... Da, deci fiecare și-au... Bine, sunt meserii, domnul David, sunt meserii care nu permit și instituții și întreprinderi care nu permit rebutul, adică nu angajează unul care nu știe meseria respectivă sau nu este cunoscător. Dar problema este atâta vreme cât sistemul celălalt, sistemul public, da? Unde merge cu pila, unde merge cu faptul că și-a făcut la școala un fel de la FF cu plicul. Credeți-mă, asta a adus în linia a doua și chiar și în linia a întâia uneori oameni corupți, oameni care au perpetuat mecanismele astea și astea au nenorocit, adică la ora actuală ați văzut în poliție ce se întâmplă, da? O chestie gravă de tot în sistemul de educație, adică poliția română și chiar miliția amărâtă cu toate, cum să zic, tarele ei comuniste, tot era profesionalizată. În momentul de față s-a cam ajuns la colonel cu damigeana. Încă suntem în perioada, chiar dacă am trecut nu de secolul informației, în care informație e de bază. Da? Și avem nevoie de informație în orice domeniu. Doamne, cel bun merge! Păi, domnul David, cel bun va reuși, ajunge acolo unde trebuie, cel performant. Dacă nu îi pune piedică, cel strâmb și cel corupt. Că sunt mulți care nu știu să caute informație. Da? Deci dacă eu nu-i dau o educație de bază în care să vadă, să descurce, pentru că eu nu, vă dau un exemplu, am un puș de 6 ani jumate al meu, da? Eu trebuie să mulțumesc asemenea fiecare. Ai mei, am nepus de vârsta asta. Să vă trăiască. Oamenii trebuie să-i înveți să se adapteze, pentru că eu nu știu ce va fi peste 20 de ani. Nu sunt atât de vizionar încât să zic, pentru că văd că dinamica e foarte mare. Ei, și da? Globalismul are și el două motoare. Care acum... Singurul lucru pe care să se adapteze. Dar asta trebuie să-l învăț. Să fie adaptabil pe orice sistem va avea peste 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani. Sistem de familie. Nu, da, asta... Dacă vorbim de o țară, trebuie să avem și o viziune de țară. Nu plecăm de la nucleul de bază, nu de aici suntem. Dar de acord. E bun, dar noi să fiți conștienti, eu, familiile noastre și alții ca noi și poate toată lumea. Dar dacă nu am o viziune națională, dintr-un creier sănătos, dintr-un grup de creiere sănătoase, un manager de sistem, pe educație, corect, pe tot, n-am cu cine. Credeți-mă că ne învârtim în jurul acelorași oameni. Păi și-au cumpărat și politicieni de vârf, și miniștri, și nu știu care paraminiștri, și-au cumpărat diplome universitare unii, și-au cumpărat doctorate, i-am prins cu falsul. Nu? Hai să vedem, scuzați-mă că e teorie un pic, dar poate și glumă. În România... Hai să ne uităm la semnele rutiere, da? Și să vedeți că cele mai multe sunt cu interzis la dreapta, interzis la stânga, interzis înainte. Avem și noi cu obligatoriu la dreapta. Da, 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 bine. Ei, dacă ne uităm într-un alt sistem de afară, o să spună partea pozitivă, vezi mai multe semne în care, domnule, trebuie să o iei doar la dreapta, să o iei doar la stânga. Da, deci e reversul. Un sistem decis. Da, exact. Asta ar fi atitudinea. Vedeți, deci în loc de interdicție, calea, da? Uite, asta e calea. Asta e calea. De acord. Asta trebuie să facem. Păi asta trebuie ca principiu. A scos două idei geniale astăzi. Și asta sigur. E foarte, foarte interesant. Adică asta ar fi calea.
această viziune, pentru că atunci nu mai e atât de dură, n-am voie, și ia mă ce n-ai voie, am voie. Că omul s-a născut liber. Corect. Nu? El trebuie să vă arăți calea, nu să-i spui ce n-are voie, nu? Că să înțeleze ce porunci care ne spun ce n-avem voie, corect, dar ne oprim la ele. Bun. Haideți să mai zicem o chestie, deci ce n-ar mai avea, zic eu, zona noastră metropolitană? Eu nu sunt mulțumit de, să zic așa, de muzee, colecții, de zona culturală. Mie mi se pare că nu este acoperitoare pentru ce a însemnat Brașovul recent, ce a însemnat Brașovul istoric, pentru tradiții. Cred că ar trebui mult mai mult și mult mai curajos. N-avem un muzeu al tehnicii, deși am avut niște industrii, n-avem multe din punctul ăsta de vedere. Nu știu dacă e treaba Agenției Metropolitane, dar... Da, numai că aici am să fiu iarăși sincer și am să supăr poate pe supărați mulți. Hai să ne uităm, Dumnezeu, ce are bun Brașov. Păi are o dezvoltare economică, nu? Toată lumea o vede a Brașovului, ceea ce înseamnă că oamenii de afaceri, nu? Au făcut anumite presiuni pe administrație ca să poată să-și dezvolte aceste afaceri, indiferent de domeniu. Da? Deci avem o viață economică destul de bună, spun că să vedem adică rezultat în bani. Ei au bătut la ușa administrației... Sub diverse forme, atenție, sub diverse forme. Poți să înțeleagă altceva. Nu. Vorbim și de asta, deci zona culturală, Brașovului încă nu face, nu a făcut efortul ăsta. Care, domne, mai avem o problemă pe care eu răspunsul spune, domnule, încă nu știm să ne unim. Noi, în zona culturală, hai să ne strângem 10, 20, 30, 40, 50. Corect. Facem cu Agenția Metropolitană o discuție, o întâlnire. Că n-avem numai juni. Tot respectul pentru juni. Pentru... N-avem doar juni. Avem și eroi, avem și, cum să zic, lucruri pe care alții le conservă din industria aia comunistă, din meșteșugărească, din vremuri. Vrem, suntem cel mai important oraș, cea mai importantă zonă turistică. Primul județ turistic al României. Și asta este meritul administrației județene și brașovenilor. Și a istoriei și a brașovenilor care au fost acum 100, 200, 300, 500 de ani. Noi trebuie doar să administrăm și atunci avem ce arăta. Putem face, dar până trebuie să îmbrăcăm și viața culturală, să-i dăm valoare, să o punem în evidență, da? Cu tot ceea ce vrem, nu putem să de ce nu facem și noi în Antold. Păi, domnule, Antoldul e unul, la Cluj. Problema, acum ce facem? Îl replicăm peste tot în România, putem că e găsi o rețetă de succes? Nu știu. Credeți-mă, dar mi-a început o viziune destul de îngustuță. Tot respectul, pentru meșteșugari, sunt prietenii mei. Avem, adică, niște lucruri de astea marginale, de târgulețe, de afumătoare și mai departe. Credeți-mă că există oameni în Brașov și în zona culturală, la instituții, și la filarmonică, și la operă, și la muzee, și în zona privată a oamenilor liberali. Mă gândesc la Gabriel Stan sau academicianul Surdu și foarte multe școli pe domenii din zona asta și arte și putem să stăm de vorbă să discutăm acest lucru metropolitan, dacă vreți, chiar vă propun să, vă dau un exemplu să fiți clar. Custode. Deci, Brașov a fost candidat la Capitala Europeană a Culturii. Nu mă opri, n-am câștigat. Dar în schimb, hai să spun ce am câștigat. De atunci au început, în acel an, au început finanțările și la Consiliul Local și la Consiliul Județean Brașov pe zona culturală și să dau în jur de 2 milioane de lei pentru evenimente culturale. E un pas înainte. Da. Dar mulți îl critică, domne, acum de ce dăm doar 2? Păi am început, e un pas. Probabil că vor da alte milioane în următoarea perioadă în care trebuie să venim cu ceva concret. Ce construim de banii ăștia? Corect. Domnul Dragoș David a fost europarlamentar. Deci câți ani? 4 plus 2 sau? Nu, europarlamentar am fost primul mandat 2007-2009. 2007-2009, deci 2 ani. 2 ani, da. Bun. O experiență, utilă unde ați văzut cam cum stau lucrurile? Mi-a schimbat viața, o să spun așa, din perspectivă politică și administrativă, pentru că, la fel cu mulți colegi din politica românească, nici eu n-aveam școală politică, nu am urmat o școală politică, eram autodidact. Mi-a scris Ștefan Gheorghiu că l-am făcut eu. Nici măcar. Da, glumesc. Și atunci pentru mine a fost un an și 8 luni de școală administrativă și politică, am văzut într-adevăr care e modalitatea supremă, să zic, în a face legi la nivel european, ceea ce nu e deloc ușor ca idee, de la idee până la o legislație, fie directivă, fie regulament, durează minim 7 ani de zile. Ca să ne înțelegem, deci cu studii de impact, cu tot felul de lucruri care se întâmplă până la aprobarea finală, când este aprobată de Parlamentul European împreună cu Consiliul Uniunii Europene, cu șefii de stat și de guvern, 7 ani e o durată minimă și acceptabilă, să spun așa, pentru legislația europeană. Domnul David, eu sunt o persoană care am și un pragmatism din ăsta
destul de vehement uneori, adică mie îmi place să se facă lucruri. Nu stau rău nici la posibilități de analiză și de viziune și de strategii, dar chiar îmi place să facă lucruri. Am văzut un politician brașovean, un candidat la primăria Brașovului și a anunțat candidatura chiar în emisiunea mea, a venit cu această idee de viziune metropolitană. Deci domnia sa, printr-un program, să candideze la primăria Brașovului cu această viziune metropolitană. Nu știu dacă ați fost atent la emisiunile mele. Domnule Alomițeanu, deci aici vedeți posibilitatea ca primăria Brașov să se implice mai mult decât sau mai comunicațional, mai vocal, mai sănătos, mai pragmatic în dezvoltarea asta metropolitană? Nu. Sau să ne amestecăm politicul cu... Nu. Dar nu, deci omul ăsta vrea să candideze la primăria Brașovului cu viziune metropolitană. Și eu am salutat-o, dar... N-am tradus-o. Dacă vă uitați în urmă, cu 4 ani, cu 8 ani, chiar și cu 12 ani, o să vedeți că această viziune există și nu numai la un candidat, cel care e primarul în funcție, George Scripcaru. Nu există viziunea metropolitană. Oamenii și-au dat seama din 2005, atunci au semnat. Deci a avut-o, dar n-a exprimat-o. Există. Chiar și scris, apare în materialele. E ca strada, e ca sensul giratoriu. Avem sensul giratoriu că există. Să umpli aceste viziuni. Am înțeles. Ce vrei? Care sunt obiectivele tale? Bun, să avem întrebăm, o viziune metropolitană, e în regulă, și ce facem cu ea? Care e viziunea? Că avem... N-am intrat în amănunte, dar o să-l chestionăm. Care este viziunea metropolitană? Trebuie să fim domnule, păi nu, să ne luăm trei obiective majore. Nu, se referă la circulație, să zicem așa, la infrastructura rutieră să fie integrată și mai departe, transport, tot, cam ce ar trebui, de fapt, să fie... Nu contează, le avem și astăzi. Și vedem bine ce se întâmplă. Trecem direct la viziunea... regională, nu? Dacă trebuie. Că nu se poate un candidat cu viziune regională, nu. Bun, sigur că fiecare trebuie să... Acum nu o să le definesc eu viziunile. Da, înțeleg, eu spuneam că viziunea asta de Brașov metropolitan există, e funcțională, o vedem. Sigur că poate unii nu-s mulțumiți, poate spun că n-am făcut cât am putut. Sau... Nu, că nu v-a criticat. Și nu. Iar că poate să ne critice, că eu accept critica. Și nici pe primarul la constructivă. Da, deci nu avem nicio problemă din punctul de vedere, dar hai să punem ce putem face mai mult. Deci transport metropolitan, vedem că a pornit și se dezvoltă, cred că anul viitor, să zic așa, făcea o glumă azi George Scripcaru și spunea, dumneavoastră, să n-ajungi la Ucea. Cum a zis, să n-ajungi la Ucea? Da, la Ucea, da, cu transportul metropolitan, să ne limităm tot. Mai face și glume, domnul Scripcaru, da? Da, bună glumă. Deci nu, de asta zic. Deci de ce să n-ajungi la Ucea? Că nu face parte și de răspuns, agenție? Dumne, dacă e pe bani, orice societate comercială, pe să schimbă și legislația. Am înțeles că acum, cu asta cu transportul, că s-au prelungit licențele, sunt niște probleme de genul ăsta care țin de legislativ în momentul de față și de chiar de executiv. Și atunci s-au prelungit cu un an jumate, deci până în 2021 iunie, au prelungite licențele cei care au avut, dar s-a desfințat legea comercială. Apropo și domnul Codreanu, nu? Că am zis și apropo că discutam și am avut subiectul ăsta. Și alți transportatori, dar merg în paralel și acest transport, pentru că legea 92, care până la urmă legiferează acest sistem de transport public, da, nu exclude. Am înțeles. Da? Numai că ce vor dânsii și vor să aibă o lege aparte a transportului comercial. E în regulă, să punem mâna să o facă. Să o facă și să aibă și parcul cu dotări. Numai că transportul public e un serviciu public și aici cred că e un lucru și uite, le lansez o temă celor care vor să candideze. Dom'le, definiți foarte clar ce vreți să faceți din perspectiva serviciilor publice în Rat Brașov, de exemplu. Rat Brașov nu, e o societate comercială, știu, n-are nicio treabă, vorbim de transport metropolitan. Da? Ratul e un operator în care îi comand, vreau de acolo până acolo și uite, îți plătesc. Discutăm cu candidații. Public. Vine candidații acolo. Da, uite, eu lansez o temă ca și director general și uite, ca și un vă politic. Și invit, dacă vreți, cu o partener la energie. Ce servicii publice și să pună pe toată gama mai servicii. Avem vreo 6-7 minute în care aș vrea să discutăm despre lucruri politice liberal de centru, nu? Da. De centru. Asta centru e normal vreau să aveți viziunea asta, pentru că v-ați format la școala aia sănătoasă, să zic așa, în care să știți că și stânga are loc și zona, știți că intelectualii sunt mai mult de stânga, să zice, general, da. Am avut și intelectuali de dreapta foarte mulți, din păcate unii au fost băgați în închisori și s-a distrus elita noastră intelectuală interbelică. Da, să știți că dacă eram în Franța, eram de centru stânga. Categoric, da. Dar România e nevoie, da. România are nevoie Brașov, de Brașov, centru dreapta. Mai ales Brașovul, care este deocamdată administrat de dreapta. Brașovul de mulți, de foarte mulți ani. Centru dreapta. Centru dreapta, bun. Să întrebăm așa, deci avem guvern liberal. Minoritar cum este? Corect. Rezistă până la Crăciun? Rezistă până la Crăciunul viitor sau nu rezistă? Așa cum îl vedeți
De aici, de la Brașov. Eu, acum nu depinde în sine neapărat de... Dacă face prostii, nu va rezista, e clar. Dar mai depinde și de ce se întâmplă în Parlament, că odată pe sesiune parlamentară au dreptul să depună moțiune de cenzură. Bun, cum îl vedeți până acum? Eu l-am văzut ambițios, mai și riscant uneori. N-am văzut o gardă de miniștri prea performanță, am văzut unii grăbiți cu găuri, cu nu știu ce, unii grăbiți să schimbe uniformele și un Ludovic I, că așa l-a botezat președintele, că probabil urmează și Ludovic II, destul de ambițios așa și care deocamdată ține. Știți, noi suntem așa, facem haz de necaz întotdeauna. Eu văd un guvern care trebuie să gestioneze, un guvern de avarie, dar să gestioneze pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă. Așa a zis nevoia... și președinte. Parcă cred că v-ați consultat cu domnul Iohannis. Mă bucur dacă suntem pe aceleași idei. Cu siguranță acum, bun, eu vă spun că nici oamenii buni din partid, să zic așa, vin în spate, sunt la susținere, dar nu-și riscă nimeni cariera politică să intre într-un guvern. Până la astăzi, alegeri. Până la alegeri. Ești validat până la urmă. Bun, nu am de înțeles. Oameni. Apropo, vom avea anticipate sau nu? Sunt tot felul de estimări, de analize, posibilități, imposibilități. Pot să spun doar că îmi doresc să avem anticipate. Bun, vreau să vă doriți anticipate. Alegeri din două tururi sau dintr-un tur, vă doriți lucrul ăsta sau ei să-și posibilitatea pragmatică? Eu sunt adeptul democrației care a evoluat totuși în ultimii 30 de ani și două tururi arată reprezentativitate mult mai bună pentru o comunitate decât... Eu am cap pentru... de afiș pe ziarul meu lucrul ăsta și eu îl susțin, să vedem dacă voința, că politică... sunt foarte mulți și care vor să-și conserve conservele. Nu cred, atenție, lucrul ăsta e... Păi nu, dar tot de oameni depinde. E discutabil, deci... Dacă te forțezi un pic, poți să schimbi lucrurile și din primul tur. Și e clar, s-a văzut în România. Categoric, da. Și acum 10 ani, 20 de ani. Există și, nu doar zvon, există și discuții de a se face o nouă coaliție pentru locale, cel puțin, dacă nu vor fi posibile anticipate, chiar dacă vi le doriți, e foarte complicat să scurteze cineva mandatul de pensie al unui parlamentar. Până la urmă, și merită, asta e legea, deci eu cred că greu să va ajunge la anticipate, dar nu este imposibil să avem cumulate. Dar la locale... E o discuție care trebuie să definească foarte clar... Da, dar e greu, n-ai cu ce. Vrei, dar n-ai cu ce. La Parlamentul European, parlamentarul își plătește... Păi la european. Da, păi asta poate fi preluată și aici. Scoate din buzunar, din indemnizația care își plătește la un fond de pensii private și asigură pensia după 5 ani de zile sau după 10 ani de zile, depinde câte mandat are. E o soluție. Da. Bun. Localele, există și varianta unor alianțe cum au fost pe vremuri, celebrele alianțe, alianța DA, când s-a unit PD-ul cu PNL-ul și au câștigat și la locale, toți primarii mari din România au fost atunci, sau că am învechit, trebuie să recunoaștem, ar trebui alții. Acum a mai fost USL-ul, iarăși a venit și la locale și la parlamentare și a spulberat tot, deci n-a mai avut loc nimeni decât aici colo. Și există posibilitatea acum ca pe dreapta să se contureze o alianță între PNL și USR, dacă, cu multe dacă. Eu sunt adeptul alianțelor post-electorale. Post-electorale, ok. Deci la Brașov, da, aveți un cuvânt de spus și la Brașov, dacă e să fie. Bun, sper să avem acum, depinde, pentru că hotărârile la nivel de București se iau cu votul fiecarei sucursale din țară. Eu vă spun ce îmi doresc eu. Eu sunt adeptul alianțelor post-electorale, atunci trebuie măsori. Nu? E momentul în care, și normal, încă e cel mai democratic. Eu mă duc și mă măsor și spun, dumne, eu sunt partidul X, pe partidul Y, Z și așa mai departe. Și după, dacă am nevoie de majoritate, vin și stau la masă și vedem. Așa e corect. Da? Pe doctrină, pe performanță, pe realizări. Nu cred că... Am o întrebare pentru dumneavoastră care puteți să o exprimați sănătos și critic. Toată lumea spune, vai ce greu e la guvernare. Bun, e greu, e bai, am găsit gaură, am găsit bugetul, nu știu cum vraiște, am găsit greaua moștenire. Dar de ce toată lumea vrea la guvernare, dacă e atât de greu? Stați, domnule, atunci, nu? Ați răspuns singur. De ce? Deci fiecare trebuie să spună ceva, nu? Acum nu cred că ați văzut, cred că mai mult în zona fiscală, nu? Acolo s-a discutat mai mult de greaua asta moștenire, dar s-au găsit soluții. Drept dovadă că România funcționează, există un buget care va fi pus pe masă pentru anul viitor, cu consecințele de rigoare, pentru că nimeni nu ne dă bani din cer, să fim serioși. Da? Dar trebuie să găsim și soluțiile în care pe un minut mai răspundeți la o întrebare.
avem șansa unei noi generații politice, însemnând generație nu numai de vârstă aia de 20 sau 25, o generație politică cu altă mentalitate politică, cam așa, cam cum o exprimăm noi în acest studio. Cea mai mare șansă. Cea mai mare șansă, în următoarea perioadă. În următoarea perioadă. Pe optimismul domnului Dragoș David, care îi mulțumesc și îl mai invit cu mare plăcere. Mulțumesc. Felicitări pentru premiul pe care l-ați primit aseară de la Asociația Art Respect. Mulțumesc de suflet. Premiul de excelență, bine meritat și am salutat și această fundație care face lucruri bune în zona culturală. Stimați telespectatori, mâine dimineață la 9:30 avem o ediție de weekend, o ediție la care l-am invitat pe domnul Aristotel Căncescu, nu în calitate de politician, ci de colecționar de filme, de artă, de fotografie și de om care are o aplicare și către istorie, nu doar către administrație și politică. Deci vedeți și emisiunea noastră de mâine. Vă mulțumesc încă o dată, domnule David, mulțumesc dumneavoastră că ne-ați urmărit. Să auzim de bine, să dea Dumnezeu să fie și sărbători cu pâine și cu pace, dar și o perspectivă bugetară și sănătoasă pentru lume. Să fie frumoase, oamenii fericiți. Mulțumesc încă o dată, la revedere. La revedere.